se aduce închinare. Doamne, ascultă și ce-ți cântă cu nevrednicie glasul nostru ție. Bucuroși lăsa-o-n cele pe cei cu ochii tu faci.
Gândesc, spune Dumnezeu, calea Lui este desăvârșită, cuvântul Domnului este dovedit curat. El este un scut pentru toți cei care se adăpostesc în El. De aceea îți voi mulțumi, Doamne, printre națiuni și voi cânta spre lauda numelui Tău. Ascultă-ne, Dumnezeule, pentru numele Fiului Tău cel scump, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Acum și în purea și în Ajută-ne, mântuiește-ne pacea ta,
Dumnezeul nostru cel milostiv. Doamne, ai milă de noi, Hristoase, ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeu Tatăl la tot puternic, o Doamne, Fiul născut, Iisus Hristos, Vierului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra ta păcatele lumii, ai milă de noi. Tu care e asupra ta păcatele noastră, Tu care șezi la dreapta Tatălui, ai milă de noi, pentru că singur Tu ești Sfânt, doar Tu ești Domn, doar Tu, Iisuse Hristoase, cu Duhul Sfânt, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim că Tu l-ai trimis pe Fiul Tău, Iisus Hristos, să ne adune din toate colțurile acestei lumi păcătoase și să ne aducă pe toți în împărăția Ta, ca oaspeți la masa Ta. Îți mulțumim că Tu ne-ai îmbrăcat în dreptatea Fiului Tău și astfel putem să stăm înaintea Ta ca fii și fiice, prin Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru, care împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt domnește un singur Dumnezeu adevărat, Tatăl și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Prima citire din această duminică este din Cartea Proverbelor, de la capitolul 9. Înțelepciunea și-a construit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a înjunghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a aranjat și masa. Apoi și-a trimis servitoarele și strigă de pe vârful înalt țimilor cetății. Cine este naiv să vină aici? Iată, celor fără de minte le spune: veniți să mâncați din pâinea mea și să beți din vinul pe care l-am amestecat. Părăsiți căile nesăbuinte și veți trăi. Umblați pe calea priceperii. Cel ce disciplinează un batjocoritor își atrage dispreț, iar cel ce mustră pe cel rău se rănește singur. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă-i celui înțelept, iar el va fi și mai înțelept. Învață-l pe cel drept și el își va mări cunoștințele. Teama de Domnul este începutul înțelepciunii, iar cunoașterea celui sfânt este pricepere. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mărire ție, Doamne!
Vom citi împreună, vom cânta împreună Psalmul 34, de la 12 la 23. Veniți, fiilor, ascultați-mă, vă voi învăța frica de Domnul. Cine este omul care dorește viața, care dorește zile multe ca să vadă binele? Ferește-ți limba de răutate și buzele de vorbirea înșelătoare. Îndepărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și urmează-o. Ochii Domnului sunt peste cei drepți și urechea Lui aminte la strigătele lor. Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul, pentru a șterge amintirea lor de pe pământ. Cei drepți strigă, Domnului aude și scapă din slândora. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu Duhul mântuit. Multe rele se abat peste cel drept, dar Domnul le eliberează din toate. El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale, niciunul dintre ele nu va fi zdrobit. Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea, iar pe cei care urăsc pe cel drept vor fi vinovați. Domnul răscumpără sufletele slujitorilor săi, nu vor fi pedepsiți cei care își caută refugiu în el. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A doua citire pentru această duminică este din epistola adresată Efesenilor, de la capitolul 2. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care cândva erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele Lui Hristos, căci El este pacea noastră, Cel care i-a făcut pe amândoi una și în trupul Său a dărâmat țiturile de la mijloc, care îi despărțea, adică dușmănia, desfințând legea poruncilor cu regulile ei, pentru a crea din cei doi, în El, un singur om, făcând astfel pace, și pentru a-i împăca pe amândoi cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit dușmănia. El a venit și va vesti pacea, vouă celor de departe și pace celor de aproape. Căci, prin El, amândoi avem intrare, într-un singur Duh, la Tatăl. Acesta este cuvântul Lui Dumnezeu. Mărire ție, Doamne! Poartă-te cu robul tău după bunătatea ta și învață mântuire tale. Eu sunt robul tău, dă-mi pricepe ca să cunosc învățăturile tale. Aleluia! Știrea din Sfânta Evanghelie pentru această duminică este din Evanghelia Sfântului Ucenic Luca, de la capitolul 14. Slavă ție, Doamne! Amen!
cei care ședeau la masă, i-a zis: Fericit este oricine va mânca în împărăția lui Dumnezeu. Iar Iisus i-a răspuns: Un om a dat o cină mare și a invitat pe mulți la ora cinei și a trimis sclavul să le spună celor invitați: Veniți, căci acum toate sunt gata. Dar toți, unul după altul, au început să se scuze. Primul i-a zis: Am cumpărat un teren și am nevoie să mă duc să-l văd. Te rog să mă scuzi. Altul i-a zis: Am cumpărat 15 lei de boi și mă duc să-i pun la probă. Te rog să mă scuzi. Altul i-a zis: Tocmai m-am însurat și de aceea nu pot să vin. Când sclavul s-a întors, i-a istorisit stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis sclavului său: Ieși repede pe străzi și pe aleile cetății și adu-i aici pe cei săraci, pe cei infirmi, pe cei orbi și pe cei oloci. La urmă sclavul a zis: Stăpâne, s-a făcut tot ce ai poruncit și tot mai este loc. Stăpânul i-a zis sclavului: Ieși pe drumul și la gardul și silește pe oameni să vină ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul dintre acești oameni care fusese invitați nu vor gusta din cina mea. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă-ți lui Iisus Hristos! Să rostim împreună crezul bisericii noastre, crezul de la Nicea. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, și într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât în cer, s-a înzăcuat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a zăzinit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a înrobat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și arde de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, care a grăit prin proroci și într-una sfântă a atotputernicoare și apostolică biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Cântăm împreună imnul numărul 50. Doamne Sfinte, te mărim și să vim a Ta putere, toți se închină în fața Ta și pământ și cer și stele. Îngerii și cerul tot
Because you have to check out a new piece of land, inspect some new equipment, or because you just got married and you are preoccupied with your new life. How absurd and offensive would that be to the king? This scenario, though extreme, is not far from the reality of what Jesus describes in the parable of the great banquet in Luke 14. Dragi frați și surori în Hristos, imaginați-vă că primiți o invitație la un banchet magnific găzduit de un rege. Invitația promite cea mai fină mâncare, cea mai bună companie și o seară plină de bucurie și sărbătoare. Probabil ai fi entuziasmat, poate chiar onorat să fii inclus. Acum imaginează-ți că în ziua banchetului decizi să refuzi, pentru că trebuie să verifici un teren nou, să inspectezi echipamente noi, sau pentru că tocmai te-ai căsătorit și ești preocupat cu noua ta viață. Cât de absurd și ofensator ar părea acest lucru regelui. Acest scenariu, deși extrem, nu este departe de realitatea pe care o descrie Iisus în parabola Marelui Banchet din Luca, de la capitolul numărul 14. This parable offers you a profound insight into the kingdom of God. The invitation extended to you through Christ and the consequences of your response to that invitation. Această parabolă îți oferă perspective profunde despre împărăția lui Dumnezeu, invitația extinsă ție prin Hristos și consecințele răspunsului tău la acea invitație. Jesus begins this parable in a response to a comment made by one of the guests at the Pharisee's table. Blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God. The man's statement reflects a common Jewish expectation of the messianic banquet. However, Jesus uses this opportunity to reveal a deeper truth about God's kingdom. Iisus începe această parabolă ca răspuns la un comentariu făcut de unul dintre oaspeții la masa fariseului. Fericiți sunt aceia care vor mânca pâine în împărăția lui Dumnezeu. Declarația acestui bărbat reflectă o așteptare comună evreiască a banchetului mesianic. Totuși, Iisus folosește această oportunitate pentru a dezvălui un adevăr mai profund despre împărăția lui Dumnezeu. The parable describes a man who prepared a great banquet and invited many guests.
The invitation here represents God's gracious call to salvation through Christ. The banquet symbolizes the fullness of the kingdom of God, a place of eternal joy, communion, and satisfaction. Isaiah 25 speaks of a similar feast prepared by the Lord, a banquet for all people, a foretaste of the salvation to come. Parabola descrie un om care a pregătit un mare banchet și a invitat mulți oaspeți. Invitația de aici reprezintă chemarea plină de har a lui Dumnezeu la mântuirea prin Hristos. Banchetul simbolizează plinătatea împărăției lui Dumnezeu, un loc de bucurie eternă, comuniune și satisfacție. Isaia, la capitolul 25, vorbește despre un ospăț similar pregătit de către Dumnezeu, un banchet pentru toate popoarele, o anticipare a mântuirii care va veni. As the time for the banquet arrives, the invited guests begin to make excuses. One has bought a field and needs to inspect it. Another one has purchased oxen and must examine them. Yet another has just married and cannot come. These excuses reveal a common human tendency to prioritize earthly matters more and over spiritual ones. Pe măsură ce timpul pentru banchet sosește, invitații încep să-și găsească scuze. Unul a cumpărat un câmp și trebuie să-l inspecteze, altul a cumpărat voi și trebuie să-l examineze, iar altul tocmai s-a căsătorit și nu poate să vină. Aceste scuze dezvăluie o tendință comună, umană, de a prioritiza lucrurile pământești în detrimentul celor spirituale. In these excuses, you see reflections of your own lives. How often do you allow your daily responsibilities, your careers, your possessions, or even your relationships to take precedence over your commitment to God? Jesus warned about such distraction in the parable of the sower, where the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, making it unfruitful. În aceste scuze vezi reflecții ale propriei tale vieți. Cât de des permiți responsabilităților zilnice, carierei, posesiunilor și chiar relațiilor tale să aibă prioritate în fața angajamentului tău față de Dumnezeu? Iisus a avertizat despre astfel de distrageri în parabola semănătorului, unde grijile lumii și înșelăciunea bogăților înăbușe cuvântul făcându-l neroditor, după cum citim în Matei, capitolul 13. When the master hears these excuses, he becomes angry and instructs his servants to invite the poor, the crippled, the blind, and the lame. These were the marginalized and outcast members of the society. By extending the invitation to them, Jesus underscores that the kingdom of God is open to all, especially those who recognize their need for God's grace. Când stăpânul aude aceste scuze, se mânie și spune slujitorului să invite săracii, schilozii, orbii și șchiopii. Aceștia erau membri marginalizați și proscriși ai societății. Prin extinderea invitației către ei, Iisus subliniază faptul că împărăția lui Dumnezeu este deschisă tuturor, în special celor care își recunosc nevoia pentru harul lui Dumnezeu. Furthermore, the master's command to go out to the highways and hedges and compel people to come, it illustrates the inclusive and persistent nature of God's call. It is a call that transcends social, economic, and ethnic boundaries, reaching out to all lost and forgotten. This is echoed in Paul's letter to the Galatians, where he declares in chapter 3
that in Christ there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Mai mult, porunca stăpânului de a ieși pe drumul și la gardul și de a constrânge oamenii să intre, ilustrează natura inclusivă și persistentă a chemării lui Dumnezeu. Este o chemare care transcende granițele sociale, economice și etnice, ajungând la cei pierduți și uitați. Acest lucru este reflectat în scrisoarea lui Paul către Galateni, unde el declară faptul că în Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, pentru că voi toți sunteți una în Hristos, conform cu Galateni, capitolul 3. Now, let us look at the parallel account of this parable in Matthew 22. In Matthew's version, we find an additional detail. A man who was not wearing wedding clothes. When the king sees this man, he is speechless and is cast out into the darkness. This part of the parable signifies the importance of being clothed appropriately for the banquet. Acum, să ne uităm la relatarea paralelă a acestei parabole din Matei, capitolul 22. În versiunea lui Matei, de găsim un detaliu suplimentar. Un om care nu purta haine de nuntă. Când regele vede acest om, îl întreabă ce caută acolo. Iar acesta, din urmă, rămâne fără cuvinte și este aruncat în întuneric. Această parte a parabolei semnifică importanța de a fi îmbrăcat adecvat pentru banchet. In this context, the wedding clothes represent the righteousness of Christ. Isaiah 61 says, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. To enter the banquet, you must be clothed in Christ's righteousness, but not your own. În acest context, hainele de nuntă reprezintă neprihănirea lui Hristos. În Isaia, capitolul 61, citim, Mă voi bucura mult în Domnul, sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua neprihănirii. Pentru a intra în banchet, trebuie să fii îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, ci nu în propria ta neprihănire. Here's the beautiful part. Jesus himself took off his divine glory and put on your humanity. Philippians 2 tells us, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in the human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Jesus gave up his most beautiful heavenly clothes to take upon himself your flesh, to live, suffer, and die for you. By doing so, he has provided the garment of salvation that you need to enter the heavenly banquet. Iată partea frumoasă. Iisus însuși și-a dat jos gloria divină și-a îmbrăcat umanitatea ta. În Filipeni, capitolul 2, citim astfel. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iisus și-a dat jos cele mai frumoase haine cerești pentru a îmbrăca trupul tău, pentru a trăi, suferi și muri pentru tine. Prin aceasta, El ți-a oferit haina mântuirii de care ai nevoie pentru a intra la banchetul ceresc. The parable concludes with a stern warning. For I tell you, none of those men who were invited shall taste my banquet.
The rejection of God's invitation has serious consequences. When you continually reject His call, you risk being excluded from the eternal joys of His kingdom. Hebrews 2 warns, how shall we escape if we neglect such a great salvation? Parabola se încheie cu un avertisment sever. Citim astfel, căci vă spun că niciunul dintre aceia care fuseseră poftiți nu va gusta din cina mea. Refuzul invitației lui Dumnezeu are consecințe grave. Când refuzi în mod constant chemarea lui, risc să fie exclus de la bucurile eterne ale împărăției sale. În Evrei, capitolul 2, suntem avertizați astfel. Cum vom scăpa noi dacă ne neglijăm o mântuire așa de mare? As you reflect on this parable, examine your own lives. Are you making excuses that hinder your full participation in God's banquet? Are you prioritizing the temporary over the eternal? The invitation to the great banquet is still extended to you today. Christ, your Savior, invites you to partake in His body and blood, to receive His forgiveness and to live in His grace. Reflectând asupra acestei parabole, să ne examinăm propriile noastre vieți. Găsesc scuze care te împiedică să participi pe deplin la banchetul lui Dumnezeu? Prioritizezi temporarul în detrimentul eternului? Invitația la Marele Banchet este încă făcută și ție azi. Hristos, Mântuitorul tău, te invită să participi la trupul și sângele Său, să primești iertarea Sa și să trăiești în harul Său. In the sacrament of the altar, you experience a foretaste of the heavenly banquet. Let us not take this invitation lightly. Instead, let us come with true hearts, ready to receive, acknowledging your need for God's mercy, and rejoicing in the salvation He has freely given to you through Christ. Jesus promises in John 6, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. În sacramentul Euharistiei primești o anticipare a banchetului ceresc. Să nu luăm această invitație în derâdere. În schimb, să venim cu inimi gata să primească, recunoscându-ne nevoia de mila lui Dumnezeu și bucurându-ne de mântuirea pe care El ne-a oferit-o în mod gratuit prin Hristos. Iisus ne promite în Ioan capitolul 6, spunând, Eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dear ones, God's invitation to His banquet is a call to abundant life. May you respond with eager hearts, setting aside all excuses and embracing the grace offered to you. Let us be instruments of His call, sharing the good news of salvation with others, inviting them to join us in the feast that has no end. As Revelation 19 says, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Dragilor, invitația lui Dumnezeu la banchetul Său este o chemare la viață din belșug. Fie ca voi să răspundeți cu inimi pline de dorință, lăsând la o parte toate scuzele și îmbrățișând harul care v-a fost oferit vouă. Să fim de asemenea instrumente ale chemării Lui, împărtășind vestea bună a mântuirii cu ceilalți, invitându-i să se alăture la ospățul care nu are sfârșit. Așa cum spune Apocalipsa la capitolul 19, ferice de cei chemați la ospățul munții Mielului. Now, may the peace of God, which surpasses all understanding, guard your hearts and minds in Christ Jesus. Amen. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepe să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Amin. Doamne, dă-mi o inimă curată.
Această chemare pe care Tu ne-o faci să fim parte la banchetul Tău. Îți mulțumim că Tu, prin Fiul Tău, ai dat jos de pe noi haina mudarea păcatului și ne-ai îmbrăcat în haina neprihănirii Lui. Și îți mulțumim că astfel ne-ai făcut cetățeni ai Cerului. Te rugăm, Doamne Dumnezeu, să dai toată puterea Bisericii Tale, ca ea să ducă această invitație la banchetul Tău până la capătul lumii, așa cum Tu i-ai poruncit. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Îți mulțumim pentru biserica pe care Tu ai lăsat-o în locurile acestea. Îți mulțumim și Te rugăm pentru păstorul nostru, Matthew Harrison, ca el să conducă biserica Ta în credința adevărată și în misiunea pe care Tu i-ai încredințat-o. Totodată Te rugăm pentru păstorul Corey Reiger, pentru păstorul Kevin Robson, și pentru păstorul David Proi și familiile lor, ca ei să conducă biserica Ta în credința adevărată, în închinarea adevărată și în împlinirea misiunii ei. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm în continuare pentru biserica pe care Tu ai așezat-o în această parte a lumii. Te rugăm pentru biserica Ta din Moldova și îți amintim de slujitorul ei, păstorul Vaceslav Kuzmenko, de familia lui și de toți cei care se închină ție în biserica aceea. Îți amintim de biserica Ta din România, de păstorii Traian Niculescu și familia lui, păstorul Adrian Ghiucă și familia lui, păstorul Sorin Trifa și familia lui. Îți amintim de parohiile Tale din Suceava, din București și din Brașov, de toți credincioșii care ți se închină ție acolo. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ca Tu să binecuvântezi parohia Ta din Sofia și pe păstorul ei, Artur Bojinov, și toți credincioșii ei. Îți amintim de parohia Ta din Grecia și Te rugăm să-i binecuvântezi pe toți cei de acolo. Îți amintim de parohiile Tale din Peștera, din Istanbul, din Izmir, din Adana și Te rugăm să-i binecuvântezi pe slujitorilor și pe credincioșilor. Îți amintim de parohiile Tale din Grecia, de parohiile Tale din Georgia, de parohiile Tale din Ucraina și de parohiile Tale din Rusia, rugându-Te ca Tu să-i binecuvântezi pe slujitorilor și pe toți credincioșilor. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvântezi și pe slujitorii pe care Tu i-ai așezat să slujească ca misionari dintre noi și să amintim de păstorul Andrew Feder și familia lui. Te rugăm pentru familia David, familia păstorului Trois. Te rugăm pentru familia păstorului Tyler McMillan. De asemenea, ne rugăm pentru bisericile Tale din Spania, din Franța, din Elveția, din Italia, din Israel. Doamne Dumnezeu, le binecuvântează-le pe ele și slujitorii Tăi și binecuvântează biserica Ta de pretutindeni. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne Dumnezeu, în mod special pentru aceia dintre noi care, dragi nouă, care suferă în trupul lor și au nevoie de atingerea Ta vindecătoare. Îți amintim de mama lui Andrew, de Alina, de Bicu, de Olimpia, de Nancy, de Marioara, de Florica, de Valerii. Te rugăm, Doamne, în special pentru Linda. Iar în aceste momente Te rugăm pentru familia Stoian, ca Tu să alini durerea din sufletul lor, să o înlocuiești cu bucuria învierii, căci noaptea este pe sfârșit și zorii dimineții se văd la orizont. Dă-ne, Doamne, nădejdea că vom fi cu toții în împărăția Ta, împreună cu Silvia, care acum s-a așezat la banchetul Tău, împreună cu toți ființii Tăi și binecuvântează numele Tău. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru țara aceasta în care ne-ai așezat și Te rugăm pentru conducătorii ei, pentru cei din administrația locală. Te rugăm în mod special acum când, iată, sunt alegeri. Fă-Tu, Doamne, ca cei care vor primi autoritate și responsabilități în țara aceasta să și le îndeplinească cu credință. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru toți aceia dragi nouă care sunt acum cu Tine la masa Ta, în împărăția Ta, la banchetul Tău.
Fă, Doamne, ca atunci când timpul hotărât de Tine pentru noi va sosi și noi să ne alăturăm lor în împărăția Ta care nu are sfârșit. Prin Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru, care împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt domnește, un singur Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, așa și cu noi și în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Ridicați-vă inimile la ceruri, la Domnul noi le avem. Să lăudăm pe Domnul, Dumnezeul nostru. Este drept să îi dăm slavă. Adevărat venit și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri purea ție, Părinte Sfânt și Dumnezeu atotputernic, prin Fiul Tău Iisus Hristos pe care L-ai trimis în lume spre mântuirea noastră, prin moartea Lui s-a venit tare păcatelor și prin învierea Sa viața veșnică. Prin El îngerii laudă slava Ta, cerul și pământul te preamăresc într-un singur glas. De aceea, împreună cu Sfinții Îngeri și Arhanghel și cu întreaga oștire a cerului, închinându-ne Ție, să te preamărim fără încetare. Sfânt-e, 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 să poarte păcatele noastre, să fie Mântuitorul nostru. Cu bucurie și cu pocăință primim noi mântuirea câștigată pentru noi prin sacrificiul trupului și sângelui Lui pe cruce. Adunându-ne numele și în amintirea Lui Iisus, Te implorăm, o Dumnezeule, să ne ierți și să ne renoiești, să ne întărești cu cuvântul și cu Duhul Tău. Ajută-ne ca în mod credincios să mâncăm trupul, să bem sângele Său, după cum El ne poruncește, să facem acest lucru într-o amintirea Sa. Te rugăm, adună-ne împreună de la marginea pământului pentru a sărbători împreună cu toți credincioșii sărbătoarea Anunții Mielului în împărăția Sa, care nu are sfârșit. În mila Ta primește rugăciunile noastre, dă-ne și păstrează-ne în harul Tău. Doar pentru Tine, Tatăl nostru, să fie toată slava, onoarea și închinarea cu Fiul și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și oferind-o ucenicilor Săi, El a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți aceasta spre amintirea mea. Tot astfel, după cină, a luat potirul și oferind-o ucenicilor Săi, El a zis: beți toți din el, acest pahar
este legământul cel nou în sângele meu, care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Să faceți aceasta spre amintirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului nostru Iisus Hristos până va veni El. Amin. Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Domnul nostru Iisus Hristos, singur Fiul al lui Dumnezeu, în faptul că ne oferim să mâncăm, să bem Duhul și sângele Tău, când ne conduce să ne amintim să mărturisim Sfintele Patii, Sfânta Ta Cruce, necuptata Ta moarte, din a Ta mână, întâlnirea Ta dintre cei morți, ridicarea Ta la cer și revenirea Ta pentru judecata din zilele de pe urmă, adu-ți aminte de noi în împărăția Ta și învață-ne să ne rugăm zicând astfel, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și mărirea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pacea lui Dumnezeu să fie mereu cu voi. Amin. O Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, care iei păcatul lumii, ai milă de noi. O Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, care iei păcatul lumii, ai milă de noi. O Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, care iei păcatul lumii, dă-ne pacea Ta. Acesta este adevăratul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos pentru tine. Acesta este adevăratul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos pentru tine. Acesta este adevăratul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos pentru tine. Acesta este adevăratul sânge al Domnului nostru Iisus Hristos pentru tine. Trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos să vă dărească Domnul spre viața veșnică. Mergeți cu toți în pace. Amin.
Trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos să vă întărească și să vă însoțească în drumul spre viața veșnică. Mergeți în pace. Amin. Amin. Doamne, eliberează-mi pace pe rogul Tău, după cuvântul Tău, căci ochii mei au văzut mântuirea Ta, pregătit-o tuturor popoare. Lumina să lumineze popoarele și slava poporului Tău, Israel. Glorie Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Acum și și în vecii vecilor. Amin. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că este bun. Aleluia! Și mila lui ține în veac. Să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernic, că ne-ai întărit prin aceste daruri vindecătoare și te rugăm prin mila Ta ca prin aceste daruri credința noastră în Tine să se întărească, precum și iubirea noastră față de semenii noștri. Te rugăm prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt domnește, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Să-L lăudăm pe Dumnezeu, slavă Ție, Doamne. Domnul să vă binecuvânteze, să vă întărească, Domnul să facă să lumineze Lui fața Lui peste voi, să se dă de voi, Domnul să fie cu voi, să vă dea pacea Lui. Amin. Amin.